Uh. Starting with a bang. bang Dar normal că audiența nu știe la ce bang ne referim Bă, La un bang să spunem mai vital decât uh, finalul uh, rigid <laughs> al ultimului nostru a, a podcast ținut. Foarte fluid dacă <laughs> Fluid și domnesc și doamnesc, do nu știu cum mm. să o zice așa Da, da. Bine, prieteni, ne revedem la un alt episod pe lângă subiect. Desigur, din câte știți, prin ceea ce vedeți, Miclăuș este în continuare să se petrece pe la ceva nuntă prin Oradea. Nuntă uh, de -aia două săptămâni. Da. Să-i actuali să actualizez absența puțin. <laughs> Aici este golul. Da, aici. Okay. <laughs> da. Și acum, aici nou. Aici absentează Miclăuș. Da. <laughs> Desigur, după aia să primim plângeri că am fost privați de umorul unic, Miclăușan, va trebui să ne cum cerem să, scuze. Să ne cerem scuze și să ne suportați doar pe noi. Acum nu, ce să facem acum? Asta este. Facem și noi ce putem. Aici și noi ce putem. Dar dacă tot, așa, eu zic că o să începem cu uh, un reel de la Miclăuș, pe care l-a trimis în absenția. No, desigur. E chiar cuantic reelul ăsta, știi? Okay. Deci, cum e și Miclăuș, și aici și nu aici, în același timp. Ia să vedem. Water is literally a portal, and I will die on this hill. It has the ability to hold energetic memory, and it has been said to reach every cell and subatomic particle in our body, including our DNA. So, here's how to use water to manifest an entirely different reality. Let's quantum jump using water. If you want to learn more about how this manifesting method works, research Dr. Masaru Emoto, but I'm not going to give you a 20 minute explanation because you really don't need it. Here's what you need you'll write current reality and desired reality on the other. Grab the desired reality cup, hold it in your hands, and tap into the emotions of how it would feel to be living in this desired reality. Then I want you to pour the water from your current reality into your desired reality reality. And now notice and feel how this cup is full and do it again. Hold the desired reality in your cup and paint that scenario once again, tapping into the emotions, sensations, visualizations. Now drink that water and feel how it is charging every cell and subatomic particle in your body with this new reality. Dom ba, man. Asta A merci, <laughs> Asta man. e doar o manifestare cu extra steps, mi se pare. But I fix. Deci asta e, mi se pare istoicismul modern. E, îmi place, îmi place ce, direcția ce, pe ce care l deschis. Dar, bă, Paul, asta, în mod clar și au sumat-o, zis că e o manifestare. Bine, da, da, manifestarea, zice... manifestarea clasică e gen să-ți zici în minte, nu să pui pahare pe apă, <laughs> să mai scrii pe hârtie. Avem, da, să... Men, avem expertul manifestare aici, știi? Da, man. îi, îi corectez literatura acum, știi? Da, <laughs> da, da. Când mai <laughs> ales că ziceai tu că ăștia au de obicei explicații, dar uite, uite, domnișoara asta a spus că are o explicație de 20 de minute pentru fenomenele cuantice care se întâmplă acolo, deși nu e nevoie să le auzim până la urmă. <laughs> că poate până la urmă ar fi tocmai cum să zic, nepotrivite pentru manifestarea pe care tot să o voiești, exact. fenomenelor cuantice. Corect, da. corect, Tu de ce ai zis că e așa un stoicism modern? Chiar, nu știu, e așa un... Tot ce observ uitându-mă la domnișoara asta e unul la mână, e că vorbește așa. E o chestie la engleză, așa știi. Yes! Da, exact ca Miley Cyrus. Că vorbește Miley Cyrus. Uh, doi la mână cu stoicismul. <laughs> e că e un stoicism ăsta așa de modern că revii la un fel de libertate de asta abstractă știi, a minții, gen dacă faci mm. chestia asta poți să fii în aceeași realitate de căcat că mm -hmm. cum a spus și ea, de stoicism în, deci nu știu, prietenii mei stoici vă rog, uitați-vă, ăsta e stoicismul vostru deci exact stoicism în sensul în care nu numai că e minte, ai și corpul, asta e chestia mai new age că ți se schimbă celulele din corp mm -hmm. dar tot tu te schimbi raportat la mediu Da. Mm -hmm. tu poți să fii un sclav poți să fii enslaved dar dacă faci această, acest strict de manifestare în care torne apa din realitatea asta în realitatea dezirabilă, îți schimbi sinele, celulele, de celulele, om liber, atunci gata, ești liber. Și gata, trăiești într-o realitate dezirată. Exact ca în dialectica stăpân-sclav care merge la stoici din Hegel. Mm -hmm. În care sclavul cumva... Realizează că nu are cum să fie în niciun fel liber față de maestru, că de fapt are nevoie cumva de maestru, dar în același timp vrea să fie liber, așa că el crede că bă, dacă mă gândesc că sunt liber, atunci cu adevărat sunt liber până la urmă. No. Și asta e exact și manifestarea stoică, dacă stai să te gândești. A, vine cumva un oștean la Marcus Aurelius și îl tai așa frumos franjuri pe mână. Ei bine, alea sunt doar niște impresii exterioare față de care eu trebuie să-mi dau asentiment într-o oarecare măsură. Trebuie să dau să. Mm -hmm. e, da, mă doare și chiar sufăr în măsura în care eu permit acestor gânduri să intre, în, să disturbe gândul libertății mele. Deci singura realitate cu adevărat reală e realitatea interioară. Exact. Deci eu dacă mm -hmm. cineva mă taie și eu mă gândesc, ok, nu-mi pasă de acest lucru pentru că nu-l pot controla, tagma, sintagma socialistă era să zic, stoică. Okay. stoică. Aici lăsăm liber la asociații, știi, asocieri, știi. Dacă cineva mă taie și eu mă gândesc că, de fapt, nu m-a tăiat și că nu-mi pasă că m-a tăiat, atunci nu m-a tăiat cu adevărat. Sau tăiat, de dar fapt, nu fenomenul tăiat. nu există. Nu există, de, adică există, dar nu are nicio treabă cu mine că nu-l pot controla și nu mă afectează niciun fel în, real, în libertatea uh -huh. pe care o am eu, cosmică, să zicem, uh -huh. știi. Uh -huh. Deci, de asta zic, pentru mine, la nivel formal, logic, îi Efectiv, stoicismul, schema logică a stoicismului pusă, de fapt, pe alte conținuturi, cum ar fi realități diferite, manifestări și așa mai departe. Mm -hmm. Totul e doar la un nivel abstract. De fapt, nu faci nimic. Nu, nu, nu te duci la șeful tău pentru că te abuzează și să-i spui, bă, mă abuzezi, nu mai faci lucrul ăsta. Nu, eu stau să mă joc cu păhăruțele, cu apa cuantică, da. Dar știi ce? Absolut, e, știi ce mi se pare cuvântul chei acolo, cumva? E foarte interesant că l a acolo pe al doilea pahar care e desire. Realitatea. Da, da, da. E, dorind, e uh, realitatea pe care o dorim, și în același timp chestia asta, nu, au. acum, dacă a intrat pe dialectica să pânsc, amintesc că de expresie de la Cogef, care e o expresie destul de bună, de la Alexandre Kojev, care a scris un curs pe introducerea lui Hegel, incredibil de influent de în anii 30 în Franța, a influențat întreaga generație de uh, intelectuali francezi care au venit după el. Bine, și el a spus faptul că, în intrarea dialectice respective, dorința este dorința pentru altă dorință. Uh -huh. Știi? Adică, în sensul în care ceea ce dorește este dorința unei alte conștiințe de sine. Uh -huh. Pentru că ai obiectul cumva infinit al dorinței, adică să fii dorit. Uh -huh. Și din punctul ăsta de vedere, cumva, chestia e că aici e implicit cumva faptul că dorești o lume în care să dorești mai mult sau să, dorința ta să fie realizată, dar fără cealaltă parte în care dorința asta poate să fie realizată doar de altcineva. Deci uh -huh. este realizată numai înăuntru tău. Uh -huh. Știi cum uh -huh. ziceai tu cu chestia asta, cu realitatea care este realitatea de fapt doar interioară. Pentru că, într-un sens, mi se pare că indică, bă, sunt anumite chestii care nu-ți merg bine în viață poți să rezolvi toate chestiile în același timp printr-o realitate care ți se pare doar exterioară, ca să rezolv doar chestiile dinăuntru. Dar nu e ca și cum o să participi mai mult în lumea exterioară da. după aia. Știi? Și să cauți cu adevărat uh, îndeplinirea acelei dorințe. Știi? Deci de aia, da, sunt în acord cu tine când zici că uh, uh, chestia care e mai mult în dialectică așa de conștiință nefericită general. Și um, asta, vorbind. da, păi da, 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 da și da. continuă din stoicism. Da. Și se continuă din stoicism și în același timp că e o antiteză de asta între o realitate, poți să, la manifestare, bă, că poți să manifesti orice știi? Dar în același timp și realitatea e completamente imutabilă. Adică nu, nu poți să o miști deloc în același timp. Trebuie numai să manifesti cumva așa, ex novo o chestie, numai dacă te gândești așa foarte tare la fenomenele Și mm -hmm. Așa aia mi se pare, nu știu, foarte interesant. Da. Și totuși interesant felul în care, dacă e să mergem tot în maniera lui Hegel, cât de mult încă are nevoie de lumea actuală ca să da. facă lumea da, dori dorită, știi? Da. Deci oricât de mult ar încerca să nege Libertatea, lumea asta în care anumite norme, în care trebuie să te supui altor oameni și poate nu neapărat unui om, dar unui trebuie, de asta absolut care vine din societate, să spunem, tu ai nevoie totuși de lumea asta ca să o poți crea pe următoarea. Mm -hmm. Știi? Da. Nu, tu, în încercarea de a o nega, tu o replici, de fapt, fără să-ți dai seama. Știi? Dar și lumea pe care încearcă să o creeze aproape identică cu lumea reală, în sensul în care își doresc așa niște chestii. Că de obicei manifestezi gen pentru un partener, pentru bani. Gen da, sau întreagă lume. Genă sunt chestii absolut nesemnificative cumva pentru lume în sine, să zic. Pe dacă poți să manifesti numai chestiile care sunt cumva din spectrul tău interior. Gen, nu manifesta nimeni în comunismul. <laughs> 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 nu știu, dacă <de, laughs> întreb pe Lenin, Sincer, <laughs> nu știu ce a zice de chestia asta. Nu, dar gen manifestat da. cu apă, la asta mă refer. Da, 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 da. Bine, acum, numai că aia e problema, că poate există anumite dimensiuni ale psihicului, știi, care pot să răspundă unui astfel de manifestări, cum să zic, cum e și placebo sau chestii de genul asta. Da. Numai că, why not desire a little bit more? Știi? Da. Pentru că dorința e chiar imposibilă să zici, bă, aș vrea să am un fel de situație socială în care, de exemplu, noi i atâta chiria sau în care, nu știu, le ăsta, forța de muncă e plătită la aceeași nivel ca și cu capitalul, să zic. Și aia, atunci ne-a face ăsta, piscina aici, mă, prea de apă cuantică, să mor, nu ne-am apucat aici, să facem o grămadă de chestii, știi? Da, da. Numai că e interesant, nu, și în același timp chestia asta, cum cuanticul a ajuns să fie un fel de stand pentru orice, știi? Care îi, orice poate să fie altceva, într-un sens. E atât de ambigu uh, aplicat, mi se pare. Cuanticul e așa un domeniu foarte mistic, că dacă stai să te gândești chiar cu adevărat e un fel de misticism și poți vezi și creștinismul în chestia asta, știi? Ce face, ce face doamna asta e un act cât se poate de hristic, de transubstanțiere a apei în vin. Da, da Dacă stai să te gândești. Da, 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 that's that's good Point, good point Transformă apa cu lumea asta de căcat într-o apă cu lume extraordinară. Știi? <laughs> e un act de transubstanțiere. Schimb substanța apei în sine. Deci e cum să spun, ai nevoie de întreaga istorie a gândului vestic ca să înțelegi ce a făcut doamna asta. Sau mai mult, tot gândul vestic pe paliera asta o conlucat ca doamna asta să facă real Da, și mi, mi, mi pare foarte bine că ai mers în direcția asta pentru că mi se pare că fix ce lipsește de aici e fix celălalt care e preotul sau comunitatea religioasă, să zic, în care avea nevoie de un fel de manifestare acestei transubstanțieri ale substanței divine în pâine, adică senzualizarea sa. Aici poți să faci gen, nu știu, în bucătărie, știi cum ar veni, adică se voiește cumva acea sau pe TikTok. Sau pe TikTok, aceeași magie care în același timp, nu, o magie că se poate de concret în sensul în care să zic, nu, există oameni care își găsesc foarte multă îndeplinire la faptul că participă la activități spirituale sau la activități religioase, numai acum spiritualitatea nu mai are niciun fel de dimensiune de asta în care sunt implicați alți oameni. Este numai imaginea la care tu te uiți, de exemplu, pe telefon în timp ce faci videouri sau când te uiți la tipa asta în timp ce faci chestii de apă cuantică în uh, bucătărie, da, într-un da. sens. Deci fix tot ce e invocarea celuilalt major, al lui Iisus Histos în pâine, numai fără nimic ce să implice ceva care ar putea să îmi uh, Rănească un pic narcisismul, guess, sau individualitatea mm -hmm. asta, exact, știi, pe care exact. încerc să o protejez prin chestia asta. Mm -hmm. Mm -hmm. Da. Bine. Wow. <laughs> am am, am ajuns. Cinci minute să ajungem la Dumnezeu good. și la Euharistie. Da, din e... apă cuantică. Efectiv. E sigur, da, da. efectiv. <laughs> Eu cred că suntem prea pe subiectul. <laughs> da. Aia, e, cred că problema noastră cea mai mare, sincer. <laughs> Dar cred că asta e, de fapt, și încercăm noi, ce încercăm noi să facem la podcast, știi, să arătăm cumva nu, neapărat, nu, ne, nu, nu prea ne pasă neapărat de conținut, că de-aia și discutăm da. atât, știi, că dacă ar fi să ne bazăm doar pe conținut, de ce face, doamne, oare e bine, oare are rău, n-am ajunge să discutăm atât de mult, dar noi putem discuta atât de mult, tocmai pentru că vedem premisele și raportările pe care le are nu știu, tipul ăsta de videoclip Cum se raportează da. la divinitate Cum se raportează la da, da. Ce face ea de fapt acolo Ca nivel logic Schimbă apa Știi, e un proces cristic cumva Da De aici poți să faci atât de multe asocieri De aici vine bogăția de fapt Conținutul da. nu are bogăție neapărat atât de mult, e, e regretabilă doamna asta, nu, 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 Mă scuzați, e nu e, e forgettable <laughs> și regretabilă, dar și uh, uitabilă, uitabilă dacă Sau obliabilă, dacă da. mă doriți. E efemeră, nu contează cumva, dar structura logică e extraordinară de Plus că e interesant că ce survine, ce revine, cumva, în ce face ea, e tocmai substanța aia totală cu care a început vestul la Tales pe care am discutat. de că când am discutat, știi că Miclăuș, când o zis el de, de, de tot timpul zic Socratic. -so nu înțeleg de ce zic neo în continuă ultima vreme, pre Socratic. când începea începutul filozofiei, care a început cu totul apă. A, am ajuns din nou la început. <laughs> totul <-i laughs> e exact. apă. Exact. acum cu momentul de individ, într-un sens care manifestă apa, nu care, prin faptul că este în apă, nu mai este el însuși. Da, sens. Da. Acum, apa e înăuntru nostru și noi o controlăm. <laughs> exact. Știi? Deci nu ne mai mută pe noi, noi mutăm apa. Da? Deci e da. adică ai un tales narcisist. Știi? Da, da. E tales cu momentul de modernitate în sine. Adică, exact, în, în, în exact. termeni hegelieni, asta se reduce în trei termeni cumva. Este tales cu momentul de modernitate a individului care prin asta se pierde tocmai apa. În sens? Da. Și celălalt. No. <laughs> Vreți să ne uităm la Apple? Nu, Watch, Apple Vision Pro sau la Don Varafakis? Mă, la Apple Vision și cred că după aceea, perfect din decadența Apple Vision-ului, da. intrăm la domnul Varu, Da, avem să... două cu Apple Vision. Am, am trimis foarte multe lume cu Apple Vision. Cred că ei știu că noi suntem, cum să zic, Apple Vision critici de serviciu. Da. <laughs> hai îi la băieții ăștia să râdă ei de ei. Exact. Că, da. <laughs> ei de ei, exact. Da, da. l-am primit de la Rares. <laughs> Ce-mi place... Așa, bă și bai. stai, să mai punem un cron. Da. Asta am primit de la da. Paul, de fapt. Asta e din Cluj. Asta e din Cluj. Asta, e din Cluj, da. Nu, nu asta care la, la care ne-am uitat. Ăsta asta da, care... asta, pe, normal, asta la... care urmează e din Cluj. Nu cred. Asta e varianta de Nu cred că are cineva Apple Vision în Cluj. Ah, ok. Fii atent la el. Ferească Dumnezeu. <laughs> Artless.io Bă, dar mie mi se pare o... stai un pic să... Înainte să facem o critică, poate blufează omul că mi se pare că are da, ochelar parcă de -are. Da, parcă -are. are ochelari deschis. da, parcă n-are. Are ochelari deschis și gen cu un fir random. un fir, da. Ah, a, da, deci da. își bătea joc. Dar da, l pus da. da. deci pe băieți să-l filmeze, știi? ca să fiu fericit da, în un pamflet. A, mi-ai dat după mă, Paul. E da, Chiar credeam că e Apple Vision în Cluj, deja au început să iasă Crujani cu Apple Vision pe stradă. nu, no, no, no. no, aici e o speranță a Clujului. Mi-a luat jucăria din mână. Păi mă, nu, dar tot, tot mi se pare relevant, tocmai prin modul în care ironizează genul ăsta de comportament. Exact, Știi, un clujan, ceea ce e admirabil că da, e un Da, dar nu e asta clar că nu e existen. Da, e un băiat de pămânăștur 100%. Da, no, <laughs> da, no, no. că... ia mă, pe ăsta. Da, mă, da, mă, te la da, asta, Bă, vocea din spate a fost cumva extraordinară la nivel de critică culturală. Sau da. Zardeleanu, cum zice. Ferm, da, e fermă! E fermă! Da. Bă, dar, într-adevăr, acum. În state. Bine, iarăși mă tot timpul s -s băieți când fac chestia asta. Adică, în orice rid pe care am văzut cu Apple Vision am văzut mama. Îmi pare dacă sunt femei, sunt femei care le aplică în. Uh... nu am văzut în, nicio femeie? În, în uh, domenii profesionale. Deci, doamne, doctor, care explică cum se funcționează chestia respectivă, sau nu știu ce, dar nu le-am văzut pe stradă sau ceva de genul. nu, faceți voi, trageți voi concluziile din chestia asta. Sincer. Uh, da, acum, rest, nu știu, aici e interesant, cred că ce se vede în rilul ăsta e mai degrabă, cumva, ce se evidențiază așa, cumva ironic. E, știi, se întâmplă o crimă în jurul tău și tu, nu știu, ești pam, 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 pe acolo, știi? Nu, știu, aia îmi pare incredibil. Nu știu, să zic... Da, tot cu exemple de astea incredibile așa. Știi, să, să dau o bombă nucleară și tu ești acolo la 2 <laughs> km lângă și nu știu, te joci Minecraft, știi, gen bam bam no, bam. Nu, ba. îți pui îți pui Subway Surfers pe pe <laughs> ciuperca aia. Da, 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 wow. da aia e incredibil și în același timp iarăși e aceeași dimensiune a unei interiorizări excesive. Interiorizare, exact. excesive. adică cumva că realitățile, dimensiunile la care ni se rup în, cum era doamna cu a cincea dimensiune în ultima dată, e fiecare dintre noi care trăim în propria reflexie, știi, și ca și cu cum ziceai tu cu mirror, mirror stage atunci când discutam despre telefoane și astea, știi? Mm -hmm. da. E, cumva amândoi, 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 eu și imaginea mea, într-un sens, ajungem să stăm să mă reflectez numai cu realitatea pe care vreau eu să văd, pe care eu pot să o controlez, știi? Eu nu mai cred că știi, tot pornind de la ce ai spus tu, cred că pot să înțeleg de ce devine sau de ce oamenii au așa păreri împărțite pe Apple Vision Pro și de ce există foarte multă ură față de chestia asta, că nu, sincer n-am văzut prea mult hype pe chestia asta, mai mult oameni care... Bă, sunt... la americani e foarte mult hype pe chestia asta, le se da? pare așa o revoluție. Și, la, mă, rău, la, și la, la, la și la, doream la Popa. Da, serios? Da, da. Păi nu, la mărug, și, -a au, cum, nu, dar și a cumpărat uite, și Dorian da, uite, de exemplu, clujeanu ăsta n-ar fi putut niciodată să facă o critică de genul ăsta cu iPhone 15 sau iPhone 16 sau iPhone 17. Da, corect. corect. Da. De ce face critică acum pentru că în sfârșit tipul ăsta de, cum să spun, retragere în individualism îi marcată în sfârșit printr-o perdea pe care ți-o pui în fața ochilor. Da, cură. da, da. E prea e E prea obscen să zic, da, e obscen. E, e obscen, o faci în fața tuturor. Ne-am da. obișnuit să o facem stând pe autobuz, cu, în, cu ochii în telefon. Da, mai dar, încă, încă, la nivel perceptiv, încă e un fel de separare între mine și telefon. Ori acum devine da. de, din ce în ce mai aversiv cu cât ne dăm seama că devine, în sfârșit, cu toate că a fost dintotdeauna, parte din noi, parte din aparatul nostru perceptiv de-a dreptul, parte din aparatul nostru cognitiv. Pă, e literalmente era... lentila prin care vezi lumea acum. Da, numai că aici e problema, de fapt, pentru că oamenii ar, cum ar spune, ah, uite că ne-am. Ne-am ne dus pe pulă Asta ar spune oamenii dus pe pulă. Numai că ideea chiar vine din psihologie cognitivă Ne-am dus pe pulă de mult timp da. <laughs> În sensul în care s anumite studii de psihologie cognitivă Care întreabă oamenii Uite, de exemplu, dacă ai avea telefonul în mână acum Cât la sută crezi că Sau crezi că face parte din aparatul tău cognitiv Întrebat așa grosomodo. Și oamenii undeva la măsură de 70-80% spun nu Nu. Dar apoi, dacă schimbi întrebarea Și spui, uite, telefonul ăsta pe care l ai în mână dacă l-am transformat într-un chip, dar el e același telefon cu același funcție, l-am transformat da. într-un chip și la, la, ți l-aș pune pe creier sau chiar pe scăfâlie, ți s-ar părea că e parte din uh, aparatul tău cognitiv? Multă lume majoritar spune că da, uh -huh. dar de fapt diferența nu există. E doar o diferență perceptivă, e cum ți-l da. percepi, știi? Și de asta e aversiv acum, pentru că, în sfârșit, explicitezi faptul că îi parte din felul în care vezi tu lumea. Da, da, se schimbă, știi, dialectic, cumva, mica aia diferență perceptivă face tot diferența. Da, tot, pentru sensul, tot, știi? da. Că ea e aia, cu, cumva, de exemplu pe care îl dai tu, e un exemplu pe care-l și eu în licența mea, care e ipoteza asta lui Andy Clark, care e extrem, exact. ipoteza minții extinse, știi? Și mm -hmm. era o chestie... Știu că am citit multe studii pe asta, pe Phantom Vibration Syndrome. Nu mm știu -hmm. deci dacă știi, de exemplu, da. că foarte mulți oameni, având un, o relație atât de atașată față de telefon, ajung să simtă că le vibrează în buzunar, când nu la un buzunar. Mm -hmm. Adică, Lol. în sensul da, în da, care da, se da. face un fel de... Asta, că ipoteza că cumva noi interiorizăm anumite aparate tehnologice ca fi niște prostetice. Știi? Da, adică da. cum zicea ăsta Freud în Civilization, a zis că că omul este un om cu prostetice, știi? Un zeu cu prostetice. Uh -huh. Și din punctul ăsta de vedere cumva, aparatele astea, device-urile îți devin interiorizate în schema neuronală, într-un sens. Și adică când te gândești la telefon, ți se aprinde un bec acolo, să zic, uh -huh. într-un sens, ca și cum când te gândești la mână într-o vizită da, da, da. de genul ăsta, știi? Dar e fascinant pentru că, într-un sens, noi acum prin... Cum te... Aș duce mai departe ceea care mi se pare extraordinar, e sensul în care noi văzând ochelarii ăștia, ne dăm seama ce și telefoanele pentru păi noi, da, retrospectiv. -aia zic. Păi -aia da, zic da că doar explicitează da. ce s-a întâmplat deja, dezastru care s-a întâmplat deja din, de la introducerea telefonului smart mm -hmm. încolo, știi? Da. Și acum, prin faptul că nu vedem, putem să vedem. Da, în același timp, nu e ca și când începe o mișcare nu. împotriva telefonelor. Nu, nu. Încă rămâne la un nivel perceptiv, știi? De nu intri în nivel de dinamică structurală, intri a, păi problema nu e că -i și telefonul, deci cumva, ce spui tu, mai mult la oamenii care reflectează la, în felul ăsta la nu. fenomen, știi? Dar pentru ceilalți oameni, problema e Apple Vision, știi? De nu le schimbă retrospectiv felul în care am văzut telefoanele. Da. Știi? Aia e cumva problema, că nu explicitează de fapt, explicitează doar păi, pentru ochiul acum, antrenat, să zicem. Da, da, aia zic, acum intuitiv par două chestii total diferite, știi? Da, da, da. Păi pur pur unul față de care e mai excesiv, cum e Apple Vision, știi? Îți pare excesiv, a, ah, de da, ce? Da, și obscenic, cum ai zis. Uh -huh, Bine, uh -huh. dar acolo, Ei, cel puțin, nu, nu mi se pare că ar trebui să ducă la un fel de retrospecție neapărat populară, da, da da, dată, știi? da, 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 da. Dar, cel puțin, din punct de vedere teoretic, ne poate duce cumva la o speculație sau, dacă dorești, o abordare teoretică mai atentă la ce înseamnă văzul prin tehnologie, mm -hmm. într-un sens, știi? Sau, de exemplu, nu știu, în iubire sau când te iubește cineva, sau nu, când faci dragoste, sau ceva, să zic, dacă se uită într-o parte, să nu se uită în ochii tăi, ceva e suspect, știi? Mm -hmm. okay. Sau s sau, sau pierdut în ochi, sau, de exemplu, când vorbești cu cineva, să se mai întâmplă și te gândești la alte chestii și persoana respectivă observă că nu te uiți la el sau la ea. Mm -hmm. Atunci ai se seama că cumva nu-i pasă de mine, mm -hmm. nu mă ascultă, nu mai ia în serios. Mm -hmm. știi? Mm -hmm. Deci, cumva, asta cred că se explicitează la nivel implicit și cu. Apple Vision ul În sens, bă, poți să stai pe telefon, dar nici măcar nu te uiți la mine, Deci stai așa de mult stai în universul tău, așa de neimportant pentru tine, da, sezi, da, da. și așa de neimportant societatea pentru tine. Este o crimă acolo și tu ești pe acolo pe nu știu, pe Minecraft, nu pui mei, <laughs> îți dai niște Mountain Dew și Doritos, în să ce, știi? Mai, mai lipsește să-ți iei o masă de aia portabilă, știi? <laughs> să mergi pe stradă cu masa portabilă, știi? Și eventual să-ți dea ca și un wall în pui mei, știi? Să-ți iei un robot, o mânuță de aia de robot, care, care să-ți bagi în, în gură, știi? În timp ce te plimbi pe stradă, efectiv. N -ară, n -ară. nu. știu. În timp ce faci plimbarea pentru, nu știu, să-ți faci un fel de exces de dopamină, că să-ți faci mișcarea pe ziua de azi. știi? Sau că joci da. ceva gen cum era Pokémon Go ăla, că gen pe stradă tocmai ca să te interacționezi cu aplicația da, fenoma, fenomenal, a fost și ăla. Dar și eu am mers cu Pokémon Go. Da? Da, am stat vreo două, trei zile pe... pe, <laughs> bă, seriu, bă. Ce <laughs> nu mă <zic> pe mă <laughs> bă, serios. Hai bă, serios. nu mă așteptam. Eu sunt nu mă așteptam de la tine. Nu Băi, am fost foarte mare fan Pokémon. Eu am trimis, fost, știți că era un catalog cu apți build Pokémon? Da. 2003-2004 l-am trimis, l-am terminat, l-am trimis la București, am mâncat la cornul atunci, toti, să mă deci, și am primit, tu in... și pile cu cornuri Da, da, mea, și am scrie. primit înapoi o, am primit un Gendark, așa l-ai trimis? Online? Nu, l-am trimis Prin în poștă. poștă. Prin poștă, Băi, da. am o amintire atât de formativă pentru mine. Mi-a -mi -mi aminte uneori, cred că una dintre cele mai vechi amintiri ale mele. când tot la fel era ceva cu Pokémoni, cred, și spunea că, uite, trimite, trimite ne la adresa asta de mail, nu știu, un, un desen... Și noi pe baza acelui desen vă vom trimite înapoi nu știu ce nu știu, niște cărți Pokémon sau nu mai știu. Și eu ce am făcut, a fost că am luat o, o hârtie, am desenat acolo un Pokémon, am scris adresa de mail și l-am dat în poștă. <laughs> Ceea ce poți să-ți dai seama cum am fost eu boomer când eram mic. Deci <laughs> ce, am fost boomer când eram mic și am, chiar am stat acolo și am așteptat până când vine poștașul și trimite pe mail. Oh, no. Aia mă gândeam că e o adresă de mail. Oh, de, nu de email. Uh, no, și nu a venit, dar nu venit, nu <laughs> dar revenind la ce vorbeam, e, cu, atât mai, uh, cu atât mai, nu știu, distopic, e faptul că prin Apple Vision nici măcar nu prea mai contează sau gaze-ul cu adevărat intră ca fiind un fenomen fundamental în măsura în care nici măcar nu-ți mai vezi ochii. Prin Apple Vision nu ți se văd ție ochii, ci sunt niște camere mici pe interior care îți filmează ochii și apoi ți le proiectează în fața ochelarilor, astfel încât să ți poate poată vedea ceilalți oameni. Și prin Apple Vision... Tu vorbesc serios? Ai da, că ți spus asta... ochelarii pe lentila aia? O, ochii da, pe lentila da. Aia. asta am auzit eu de la it știi, Acum, mă scuzați, nu o să fac eu atât de mult research pe chestia Eu știu asta. că Gemini un fel de sticlă transparentă care se întunecă și pe care proiectează cumva... Proiectează, cu, o, 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 proiectează ochii și în același timp tu ce vezi sunt niște camere din de pe fața lentilelor care îți proiectează ție înăuntru realitatea. Mm, okay. Și îți dă iluzia totală a faptului că chiar porți ochelari Dar să ne fapt, niște ochelari VR Cu niște cu, cu camere ultrapotente mm -hmm. Acolo e de discutat despre gaze și așa mai departe Doar da. că, ce vreau să zic că Asta mi se pare interesant, cumva Cât de, cât de mult adevăr are pokerul În uh, Se analiză și în gaze Pentru că fix analiza pe care ai spus tu Uite că se uită ciudat la mine, uite că se uită așa S-ar să nu-i mai pese de mine Tipul ăsta de reflecție ai non-stop la poker Da, da, da deci, într-o într oarecare măsură, pocăriștii sunt cei mai buni analiști, într-un mod uh, wild, uh -huh. într-un mod uh, sălbatic, dacă vrei, în uh -huh. sălbăticie. Pentru că ei sunt foarte atenți la absolut orice clipire, absolut orice uitare în jos la cărți, Ai ești nesigur, nu ești nesigur, dar mai... Cărțile corabori. sunt doar instrumentul prin care se joacă jocul. Exact. Jocul da. între noi, cumva. Da, jocul da. e -analitic. Ba, ei, tu, Ce încerci tu să faci acum cu mine, știi? Da. De ce da. te-ai uitat? Un, un pocărist prost se gândește, a, s-a uitat pentru că e nesigur. Nu, dar apoi se gândește, de ce îmi vine mie să mă uit la felul în care s-a uitat el cu interpretarea asta? Știi? Uh -huh. Deci jocul în poker e cât se poate de interpersonal și transference based. Da, da. Bă, mi-e da. place mult poker, adică nici n-am jucat profesional să dar aveam cu colegi de facultate ser de poker extraordinare, dar nu jucam pe bani sau de asta, dar nu mai joc în sine era extraordinar. Exact. deci da, era da. chestia asta de dinamică intrapersonală și trebuie să calculezi acolo foarte multe pe lângă cărți în sine, efectiv, să dai seama de om cu care joci și cum joacă în mod obișnuit, de ce joacă acum un pic diferit. Mie de nu plăcea să joc online deloc. Da, mai, da, 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 da. Pare că se pierde e doar tot, matematică tot, acolo. E doar matematică și... acolo. Dar alte chestii pe care mi se pare la ochi... Nu, mai vreau să mai zic da, încă un zi, lucru. Zi. E că dacă uneori vreți să vă dacă n-ați fost niciodată la, la psianaliză în psi analiză sau în analiză cu un psianalist, singurul fel în care vă puteți imagina cam cum se simte să fiți în analiză e să mergeți la un joc de poker cu oameni profesioniști. Uh -huh. Ideea e că mereu ești urmărit dar no. nu într-un sens neapărat rău dar tu te urmărești pe tine însuți în timp ce ai un nu știu o mică ezitare. Tu îți observi singur ezitarea. Prin prisma celuilalt care doar proiectează. Ca și când Daniel Negranul chiar își dă seama de tot ce fac eu. Dar eu pot să proiectez că, bă, Daniel Negranul deja știe. Că dacă am ezitat, deja știe ce am în mână, știi? Deci de asta. N-ai fi de acord, domnul analiz de serviciu? ba da, una dintre cele mai analitice, like, experienței să joci poker. Păi zic, că de-aia îmi place așa mult. Da. Dar alte Adică. Nu cred că ar trebui să-ți placă neapărat. Bă, dar îmi place cumva dimensiunea aia de. cum să scriu, de. A calculat cu șapte pași în față, cumva, cumva realitatea care există imanent în momentul ăsta. Mm -hmm. Și trebuie da, da, să da. vezi cumva, viitorul care va fi fost în termen de probabilități în uh, realitatea respectivă în momentul ăla. Dacă joacă, eu trebuie să joc asta pentru că el s-ar putea să joace alea șapte și pe combinații diferite, în timp ce, într-adevăr, parcă transpiră un pic. Mm -hmm. Deci, poate acum mă blufează, dar de fapt el nu e omul care blufează și aia îți at mie mi a atrage cel puțin să satisface de aia de inferență mm -hmm. majoră. Știi? Mm -hmm. De acum, în legătură cu dacă ar fi, uh, cum să scriu, epitomul sau încapsularea, un fel de act psicanalitic, adică... Nu e pitomul, dar zic că e un fel da. de experiență foarte asemănătoare cu ce înseamnă să fii în analiză, știi? Yes. Să te uiți mereu la tine, ca și când celălalt s-ar uita la tine, știi? Acolo, the subject supposed to know, știi? Da, Cumva, o introspecție numai... Ceilalți... Uite, de, de exemplu, eu cum mai zice, uite, de exemplu, de ce Freud uh, și-o pus oamenii pe canapea? Mm -hmm. Ca oarecum oamenii, oamenii să nu mai simtă privirea lui asupra lor. Mm -hmm. Știi? Și în același timp faptul că să nu mai simtă nici el privirea lor asupra lui, mm -hmm. pentru că efectiv ei se concentra mai mult pe cum arăta Freud sau de exemplu dacă fuma sau de exemplu dacă nu-l în serios sau chestii de genul ăsta și i-o pus pe canapea și abia după aia s-a descoperit gaze cu adevărat, mm -hmm. pentru că de când stătea pe spate atunci era fantasmată clar imaginea din spate a uh -huh. analistului, cum se uită la mine acum și atunci a descoperai cât de importantă e privirea pentru tine când nu se uită la tine. Da. Și care e privirea ta, de fapt. Da, e modul în care atunci se cumva deșurubează cumva fantasma modului în care percepe mereu că oamenii ne văd. Uh -huh. Pentru că gaze-ul pentru Lacan, cel puțin în seminarul nou, 10 dezvoltă chestia asta, dintre 5, cele 5 mici obiecte a, cumva gaze el zice că e cel mai fundamental pentru uh -huh. un sen, Știi? Și mai ales într-o lume a imaginii, de exemplu, nou, mă gândesc asta acum... Nu nou, interiorizată în de exemplu, pentru fete, de exemplu, cum se văd, de exemplu, știi, când uh, îți pe Instagram să fac poze sau ceva de genul ăsta, fantazmează direct privirea celuilalt, modul în care, de exemplu, dacă sunt apreciate sau nu sunt apreciate. Mm -hmm. Știi, dar e un mod în care ei interiorizează cumva, o chestie. Dar da, nu, nu, nu se înțelege că e cu adevărat privirea lor. Da. E da, o privire da. imaginată. Nu da, e o privire că... imaginată a celuilalt. E privirea imaginată în sensul care dacă sunt dezirabil sau nu sunt dezirabil mm -hmm. față de privirea celuilalt, știi? Mm -hmm. Și atunci deja, deja e o schemă corporală prin care toți îți propria ta schemă culturală culturală și corporală prin celălalt. Mm -hmm. Mm -hmm. Da, da, da. Exact. Ba, nu mai știu cum am pornit de aici, să <laughs> sincer. Nici nicio, nicio nu mai știu de unde, cum am pornit, dar uite, tot pe tehnologie. A, bă, dar trebuie să-l ții pe ăsta cum trebuie să nu dispare. Ăsta, nu știu, cred că l-am primit de la Teodora, sper să nu greșesc. No. Deci, da. Nu cred, nu cred, nu știu. Da, de la Teodora l-am primit, care a făcut observație că, după aspiratorul în călduri pentru cântar, vă dau cardul care are nevoie de o zi de self-care. Care mi se pare superb. absolut incredibilă, observație teoretică. Da, da, e perfect. Da, da, păi, da, da, ce superb e tipul ăsta de mic eseuț acolo pe care îl da, dă. Da, da. extraordinar. toată lumea ne dă un mic eseuț, așa, o mică observație, ceva de genul ăsta e super. să smis. le scrie și în comentarii, asta ar fi atât de da. important. Da. Bă, dar și e iarăși, antropomorfizarea asta a, știi? Nu eu cumpăr, cardul cumpără, dau ne Știi? Adică... E obosit. E obosit, <laughs> da, dragul meu. Asta e, s-a dus acum. atât să-i pune niște castraveciori acolo. în <laughs> zi, o, o le ferește, -mă. Bine, asta e și reclamă de la Revoluție. Deci în modul în care ei, ei își asumă perspectiva asupra obiectului pe care îl vând ei. Mm -hmm. Și mm -hmm. într-un sens, în modul ăsta că îl fac mai drăguț, mai nu știu cum, nu știu exact care e dinamica aici. Știi? Eu, eu vreau să vă întreb. Eu îmi dau seama rolul? Ce, ce, vrei să spui prin reclama asta prin care îți promovezi afacerea? Cred că ne vrea exact pe noi, știi, să dăm atenție asta cumva. Cred că și în același timp face, într-un mod implicit, face din acțiunea asta tranzacțională o chestie care e așa mundană, știi? Adică I e guess. doar... Da. Doar e așa ca și o zi la spa cumva, Ca să cumperi niște chestii știi? Adică it's not a big of a deal ba, Banii sunt doar așa un mic mijloc Prin care cumperi chestii și cardul îți mai obosește Din când în când da? da. Nu, no, se mai relaxează, după aia e ok. Da, da, uite ce interesant, e faptul că e, o, nu știu dacă pot să exprim gândul ăsta sincer, dar mereu l-am putut exprima așa că am încredere, <laughs> am mai făcut asemenea, cu, asemenea comportamente. Dar ei asumă că deja ai cumpărat foarte mult. Da, 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 da. Ei asumă, deci ei îți arată post actul cumpărării excesive care au obosit cardul. da. Deci cumva cardul tău are nevoie și el de o zi de spa. De ce? Pentru că implicit cumperi foarte mult cu el și ar trebui probabil să cumperi. Și implicit noi avem clienți bogați. Mm -hmm. Clienți care își folosesc cardurile într-un mod cât se poate de, no, de să zic. Oh. Adică da, își, da, da, își creează și o imagine asta clientelei care folosește cardul. Da, și care are grijă de el, știi, în da, da, da. același timp. Poate și faptul că, bă, uite, poți să cumperi foarte mult până se ți extenuezi cardul, dar poți să mai iei și o pauză. Deci, totul e metodic, știi, nu vrem da. să fii all out, irrational buying and shopping, știi, da. you can buy a bunch, but you need some, nu știu, să stai da. puțin, pentru că așa știu ei că statisticile arată că dacă cumperi foarte mult și apoi mai stai puțin, o să cumperi probabil iarăși foarte mult. Dacă cumperi foarte mult în continuu, după aceea nu o să mai ce să cumperi. Nu știu. Mă poate fi o chestie de genul ăsta. Clar merge spre profitul lor. Da. Știi? Mm -hmm. Păi, probabil că, așa, uh, rezumat cumva, e cardul care face self-care pentru clienții care fac self-care prin a cumpăra. Mm. Am vrut să zic, nu nu vi se pare că ar putea fi interpretat și ca o identificare, că tu te identifici cu da. cardul a, tău. A, da, da, asta da, 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 da. da Păi, ai că, într-un ți se adesează ție, ca păi, Da, tu ești cardul, card, cardul, cardul cumva. respect, Tu ești produsul lor. Tu ești produsul lor, știi? Adică de de zi, tu ai nevoie de masaj, doar Da, ai nevoie acolo. de masaj prin cardul care face masaj, știi? Noi te masăm cu cardul, de fapt. Aia da, e. ceea ce e și cumva că we got, our, we got your back, știi? Da, poți da. să cumperi foarte tu mult. Care tu e că noi suntem da, alături de e tine. exact tine. reclamele de la Mega Image, cu când suntem împreună, suntem mega, oh, în care oh. spune că tu ești gândurile tale, așa că uh, recomandăm, pentru că suntem împreună mega, să stai și să uh, meditezi Eu măcar 5 minute în fiecare zi. Mm -hmm. Știi? We got da. your back, Gen, poți să vii și să cumperi o grămadă, dar în același timp și dacă te simți câte, câteodată depresiv sau în burnout, poți mereu să fii mega împreună cu noi și să meditezi puțin, știi? Da. No. 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 Nu știu ce să mai zic la chestia asta, sincer. Cred că am zis da. destul de mult, da. sincer. Bine, dar dai, am și uitat că am început podcast-ul cu doamna aia cu apa cuantică, știi, cu individualitate, că și aici, din nou, orice vedem trebuie să fie cumva văzut într-un mod imaginabil ca un individ. Sau o mică chestie, orică e aspirator, orică card, orică e apa din interiorul meu, cumva, știi, adică -i, nu putem să vedem, uh, cumva, ori o chestie care e mai abstractă sau, nu, nu știu cum să zic, comunitară, comunitară, știi, sau ceva ce nu putem controla, într-un sens sau ceva față de care putem să you know, take, nu, știu, nu știu exact unde mă duc cu chestia asta dar uh -huh. e, cumva e mereu atomismul ăsta individualist când vine vorba și de obiecte și de noi înșine și când ne gândim la societate și când ne gândim la comunitățile în care trăim, știi? Nu știu. Da, uite, adică, uite de exemplu la doamna cu apa cuantică, acolo se putea face o miză universală cât se poate de mare, în sensul în care cu toții bem apă știi? Și da. poate în felul în care tu îți schimbi tu îți schimbi acolo cu păhărașele Poți să schimbi Universul tuturor, dar nu ajungi acolo. Îți schimbi Universul tău, știi? Da, poate. Da, și da. și -aia, și Bine, da. ar fi ultra, mult mai naiv să spui că schimbi tot Universul tuturor, da. dar măcar să ai, fără mai aia de universalitate, cu toții bem apă și dacă unul face așa, face pentru toată lumea, știi? Cumva un fel de chestie de aia, de creștină, poate de. Prima dată când te rogi sau de fiecare dată când te rogi, mai întâi te rogi pentru celălalt, știi? Da. Niciodată nu te rogi pentru tine. Ori asta cu apa cuantică și cu cardul și așa o faci mereu pentru tine, mereu pentru tine. Da. Sau să zici faptul că apa aia ar putea să aibă o grămadă de microplastice sau microplasticuri, sau cum zice, microplasticuri, da, da, poate vor, Și să zici, bă, cumva, cum ar fi dacă, de exemplu, avea un fel de producție industrială care nu se bazează pe a face profit din Uh, nu știu, Coca-Cola să facă profit din 17 milioane de chile de plastic pe care le folosește și pentru asta avem nevoie de un nou aranjament social, ca să bem apă care no, nu ne dă cancer probabil în mod implicit și scade fertilitatea pe termen lung. Și no. care ne și schimbă realitatea. Da, nu? Da, deci, da, da. Deci prin apa asta schimbă la materiale. În apa asta e capitalul, ia, exact. Păi da, aia zic, să, așa să înfloriști universal. Da, exact, să vezi universalul. Cred că aia e. Mm. Aia, vedem numai individual, dar nu vedem universalul deloc în dimensiunea respectivă, pentru că în același timp, altfel, a revela cumva interconectivitatea pe care avem și prin intermediul unui sistem asupra căruia nu mai suntem deloc în control. Dar și acum nu e așa că e mai ușor să ai control față de niște molecule de apă pe care nici nu le vezi. Da. <gărătări> da. Și asupra fenomenelor <gărătări> cuantice. Da, știi? Da, 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 e un moc cuantum acolo. Mi se pare că e o tranziție perfectă înspre domnul Varoufakis. da, ah, da, perfect, bun, perfect. Bun, bun, bun. Our generation a fost condamnată to never having the solace that your parents generation had that even if they went through a bout of unemployment a part of bankruptcy they lost their house or yeah, at least they could hope that within a reasonable frame of time, their kids, yeah. their grandkids would have a better life than they did. That's no longer the case because capitalism in my view, in 2008, met a crisis that uh, effectively killed it <laughs> in the same way that 1991 was the crisis that killed socialism and communism and social democracy, the great defeat of the left. 2008 was a great defeat of capitalism, but, because we of the left were incapable uh, of uh, presenting your generation with an, a viable, credible alternative, the result is. Um, remember what Rosa Luxemburg once said or asked: "Socialism or barbarism." Well, it's barbarism, <laughs> with uh, you know the bankers acquiring power that they never had before, and now we have big tech, what I call cloud capital, which. Um, is creating a new kind of feudalism. But this is not even capitalism anymore. Mm -hmm. So I think that this is what your generation is experiencing. And my generation, we are responsible for it. Right? Bă, wow. asta mi se bă pare un seama, bă, să zic așa un părinte chestia asta. Bă, așa. mi se pare așa. un real foarte bogat, sincer. să foarte da, multe da. teme da. aici, da. da. Da, să zic un părinte chestia asta, într-adevăr. Să-și asume responsabilitatea da, da, da. We We as a generation, nu eu ca părinte te-am distrus. Cu toate că majoritatea părinților la fel intră în individualismul ăla de eu te-am distrus, știi? Bă, nu. We, as a generation, știi? Ba, aici azi, mai multe, cred că, salturi așa dialectice, nu știu, într-un sens în care n-ai vrea cumva să-i culpabilizezi total, pentru că nici ei nu aveau să știe. Aici da, ai, da, da. mai ales în falia între generații, aici e un subiect foarte mare, știi? De exemplu, no, pe care o simți la uh, oamenii din generația noastră, sau poate un pic, nu, no, zoomări mai ales, în care cuvântul de boomer, de exemplu, o devenit așa de împământenit în generația noastră, pentru că, într-un sens, suntem într-o falie în care realitatea în care noi trăim. Mai ales prin uh, dezvoltări tehnologice, un nou, uh, alt ar nou, aranjamentul ăsta economic care e destul de problematic, climate change, nu știu, 0,7 și pe crisis, le știți, nici mai mm -hmm. vreau să le număr cumva, mm -hmm. știi? E ceva de genul că, pe lângă nerv, e și faptul că nu mai ai cine să te ghideze într-un sens, într-o realitate în care pare că ai fost aruncat and you gotta make sense of it. Da. Și de asta, cumva, pare că s-a dus și așa un fel de pr uh, procedeu de de inițiere dintr-o generație în generație, în care mi se pare cumva că un gest de genul al Ivarofakis, în care zice... We failed you, știi? Dar în sensul în care și-și asumă faptul că, bă, we didn't know more, știi? Da, Să-și asume da, cumva propria, da. propria falibilitate pe care trebuie și noi să ne asumăm într-un sens sau altul, știi? Mm -hmm. Asta mi se pare un și gest... trebuie sau... să le -o asumăm. Și să right. le -o asumăm, da. Mm -hmm. În sensul în care să-i și umanizăm mm -hmm. în același timp, fără să intri într-un fel de direct de conflict între generații boomeri. Exact. A, ne-au distrus, știi? Exact. s a bucurat, bă... But... Da, dar also, știi, oare în locul lor noi ce am fi făcut diferit din punctul ăla de vedere? Știi, mereu ca și când te pui, nu, no, iarăși o altă chestie de învinovățire de asta, de stânga, când critici, de exemplu, toți filozofii din secolul 17, 18, 19, că au fost colonialiști. Au fost în mod explicit colonialiști. Uh -huh. Și Hegel, să zicem, are niște pasaje în care e uneori, uneori mai colonialist. Știi? Dar anumite chestii pe care, prin instrumentele pe care ți le oferit, poți să le critici tocmai prin că nu o să ridică la propriul lor standard. Uh -huh. știi? Da, da. Deci, nu. No. Da, mi se pare admirabil ce o zis să vă eu Mai mult, ce voiam să zic că așa e așa important să zic că, cumva, un părinte cu mare cumva, chestia asta, ca un fel de universalizare a unei generații, gen, suntem mai mulți aici, în sensul în care parcă puteți conlucra împreună. Da. Tocmai în măsura în care, bă, dacă vine cineva și spune, uite, we failed you, și apoi celălalt spune, we would have failed also, cred că în momentul ăla se, se apropie, chiere, da. se ap, nu mai există o falie, știi, da. între cele două generații. De asta nu știu, o fost, ce au spus acum Varoufakis, a fost așa foarte miros pentru sufletul meu, da. sincer, și cu multă, sincer, cu multă speranță. Era, ma so you see it too, so we see it together, știi? We can do da. it. Bine, și necesită foarte multă putere să cunoști chestia asta. Bine, acum Varoufakis cred că se referă în mod concret la eșecul stângii. În da, anii da, da. 90-2000, la faptul, la modul în care au devenit cumva noua stângă acolo cu Tony Blair, apoi criza marxismului, apoi cumva modul în care au mers spre Identity Politics și așa mai departe. Adică a fost modul în care stânga, la după mișcarea Thatcher și Reagan și neoliberalizarea ex, care s-a instituit într-un mod cât se poate de conștient, nu a fost numai piața care a venit, din că, a fost modul în care se au reorganizat, reorganizat întregi instituții la nivel global, se au reorganizat sistemul financiar după anul 2008, să la bailout la, la ban și așa mai departe. Noi da, nu s de da. regândit deloc din punct de vedere sistemul la politic și au zis, noi n-am venit cu soluția destul de bună și în același timp ne au reușit să convingem oamenii să ne ajungă să voteze ziua de azi cu dreapta populistă. Uh -huh. E și eșecul nostru acolo, pentru că noi n-am gândit acest concept de stânga cum trebuie și voi trebuie să o faceți, mai ales prin a învăța din eșecul nostru pe care noi, dacă ne-l asumăm, atunci puteți și voi să-l identificați mai bine. Uh -huh. De deci, aceea mi se pare un gest puternic. Bă, true, da, da. 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 No. Și acolo mai este, nu? No, și tezele cu neofeudalismul și o chestie în care, nu? No, și acolo e o teză să zic cumva, mă bucur că o introducem acum în podcast prin reel rilul mm -hmm. ăsta, dar în același timp el zice, voi trebuie să faceți cumva sens de o realitate economică prin care o să fie foarte greu, nu e foarte clar ce îi. Știi? Adică sunt o perioadă de tranziție în care nici capitalismul în care noi, stânga clasică, îl criticam prin aparatul marxist. Voi trebuie cumva să revigorați aparatul respectiv și să vă dați seama de o lume care sunt o profundă mișcare conceptuală. Știi? Aia mi se pare fanică. Văd foarte mulți și cumva pe net care se luptă cu o fantomă. Pentru că capitalismul în care se luptă, ei nu mai există cumva. Nu... Da, da. Acolo no, care... E acolo o teză care primul trebuie dezvoltată academic, știi? În sensul da? în care mai mult... Lasă să se referă și fac într-o anumită măsură pentru că prima dată, No, Marx zice trebuie să arătăm lumii cu ce se luptă. Problema e că noi nu știm cu ce ne luptăm. Nu știm exact. Știi, numai uh, industrial labor. No, Michael Hudson zice, de exemplu, acum ai din anii 70 și financial capitalism. Uh -huh. Știi, mă rog, vreau să zic, industrial capitalism mai înainte. Uh -huh, și atunci uh -huh. asta presupune un mod diferit de speculă pe care, uite, de exemplu, zice el trebuie să regândim sistemul lui Marx din capitolul Trading Capital, uh, volumul 3 din Capital, unde are acolo niște chestii despre financial transactions. Uh -huh. Și de acolo e o mică gâlmă din care trebuie să reconstruim. Uh, modul în care uh -huh. criticăm capitalismul. That's uh -huh. serious work to be done. Uh -huh. Uh -huh. No. Eu nu mai am nimic de adăugat la chestia asta. No, bine, atunci și cu capitalismul. Hai că avem un ultim real prieten cu Robert Negoiță, care a fost la Denis Rifai, desigur, așa. așa... Și Foarte... candidează la primărie, nu? Nu știu, nu cred că... nu știu acum că au USL-ul acolo. Că știu că USL. tot îl critică foarte mult pe Nicușor, da? Nu uitați-vă ce prost e ăsta. Ah, acolo. ok. Acum ați ceva mișmașuri că vreau să-l pună pe piedone, pe PSD-ul și PNL-ul sau ceva genul, dar și da seama că piedone n-ar fi votat. Mai aveau, mai aveau pe variantă, pe variantă pe Ionuț Lupescu, nu, nu, știu. știu. Nu știți pe Ionuț Lupescu, fotbal, generația de aur? Nu, nu, nu. No? nu no, știu, mă rog, sunt lupescu. criză, deci nu cred că... <laughs> nu, cred, <laughs> sunt nu, e Robert Negoiță la uh, Denis Urmează întrebarea roșie. <laughs> Ați plătit vreodată pentru sex? <laughs> Dialecticianul acum, pregătind răspunsul. <laughs> Uite cât în sensul stă... în care Așa. este definită chestiunea. Dar, în uh... sensul în care e nedefinită chestiunea. l rupt. Nu vrea să fie pe lângă subiect, știi? Este o întrebare foarte personală și. Uh, ok. La modul în care, cât îți dau să, mie mi se pare că asta e sub demnitate. Mm. Dar, permanent, uh, cu toată zarva asta pe domeniu, da. eu știu că tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Da, 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 știu, eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Stai cum ai Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea. Dar refuz să cred că mama mea era prostituată. De nu, mă, nu. Urmează întrebarea roșie? <laughs> Urmează întrebarea roșie din nou. Aoleu, wow, bă. Bă, uite cât de prost e, bă, cu tot respect. Bă, și asta știi se scrie... definește, Îi limbaj de lemn. Bă, pot să scriu o carte întreagă de psihaliză pe el să mor eu de a, de dar Și nu, de stilistică, zi... crede -mă. Și de stilistică Vai poți de viața mea, ce bună a fost zilele ăsta, fratele meu. Doamne, și l-am mai văzut acum, a trecut, dar e, just so much. Deci el e, explică în mod implicit, în psihicul lui Negoiță, Punctul de vedere patriarhal prin excelență. Da, Știi? Da. În care feme femeia e pur și simplu. Asta e scrisă de Levi Strauss, nu mai știu exact în ce carte, în care, din punctul de vedere patriarhal, gen femeia e numai object of exchange. Știi? pentru bărbați și atunci, de fapt, implicația că bărbații sunt homosexuali care au legătură între ei, schimbând doar un obiect. Știi? Aia cum cumva implicația lui <laughs> da, de, vizios, da, că, da, de fapt, da, da. da, da. Wow, deci, acum, el wow. descrie cumva implicit pactul homosexual acolo. Știi cumva? Da, <laughs> da, da, știi? Da. Și, da, Și în același da. timp, presupune faptul că, nu, din cauza faptului că mama stă cu noi acasă, adică presupune faptul că nu e o prostituată, nu? Adică din cauza <laughs> faptului că, bă, incredibil, man, bă, nu, deci nu, știu, dar da. nu pot să merg prea mult în chestia asta, că mă ia cu rău, cumva, dar e, Fenomenal cum a chestia asta, eu nu înțeleg, dacă nu au plătit niciodată bani ca să facă sex, de ce au luat atât de mult să se gândească? Bine. nu înțeleg reacția prin care o stat secunde întregi, probabil chiar un minut aproape, în care stătea și se gândea și zicea, bă, practic, dar nu știu, din punct de vedere teoretic, dar... Acolo știi cum o explici că era frică de cuvintele care ieșeau din ba, el, știi? Eu cred că... În sensul în care ți-am acum o carte de stilistică, de cum să scrii bine, și acolo spunea tipul ăsta că cuvintele nu sunt doar cuvinte, ceea ce știm și din Lacan, da, mai ales, da. Cuvintele nu sunt doar cuvinte, cuvintele creează realitatea, total, cumva. Și de asta vezi cumva și felul în care anumite personaje manipulează limbajul. Deci în loc să spui că invazie militară, spui că e uh, special military operation, știi? Da, Sau, operation. Mai ales la NATO, știi? Care n-a avut invazie, au avut numai intervenții speciale, știi? Sau, de exemplu, dădea tipul ăsta un exemplu că de ce mereu când ești în... Uh, în avion și vine ploaia, în loc ca pilotul să-ți spună plouă, îți spune întâmpinăm anumite intemperii meteorologice temporare. Știi? Pentru că le-ar fi frică la oameni cumva să spui bă, plouă. A, e, înțeleg. Are un foarte mare semnificație faptul că plouă. Ce se poate întâmpla dacă plouă? E, așa, dacă e, întâlnim anumite intemperii meteorologice temporare, e mult mai e, ușor de îngurgitat știi? și cred că cumva din cauza asta îi lua atât de mult timp în măsura în care era, bă, trebuie să o dau și au și, și spus că ce-ți zis? zis întrebare foarte personală. Nu, întrebare foarte personală, dar spusese ca uh, procedură sau nu mai știu, spusese niște cuvinte de astea, așa cum este definit termenul, da. uh, eu nu am făcut uh, așa ceva. Sau, avea el niște cuvinte. Așa Acum cum este definită chestiunea? Chestiunea, așa și cum este, apoi este definită chestiunea. Dar de și... a zis, așa cum nu este definită chestiunea, i dat-o pe negația da. acolo și după aia l-a aruncat în hau. Da, dar <laughs> a continuat tot cu limbaj de lemn, știi? Pentru că da. nu putea să spună da, am. Păi, zic, putea să zic că da sau nu, dar s-a dus într-un mod super ciudat în relația lui maică sau cu taică so, în care nu înțeleg în ce... din, din, din lac în puț. Din puț în, adică știu din când a ajuns întâmplător. Din, din puț în puțoi. <gători> <gători> da, 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 <gători> da, da, da. da, Bă, el își căuta, fix pe linia pe care o zici tu, el își căuta răspunsul Bill Clinton. El ah, își căuta da, da. I don't have sexual relations with that woman. <gători> Da, 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 da e a făcut un, un mic sex oral, știi? Da. Dar nu intră în clasificarea de sex, știi? Exact. exact. Deci, oare, acum și domnul Negoiță se gândea, bă, oare nu știu, suma asta de bani intră oare în definiția cumva actului că ca să, nu știu ce. Mi se facă un oral, dar, da, dar nu a fost, n-a fost cu penetrare, deci știi, deci Așa că merge ca orice copil care se știe cu chestii. Astea merge direct în fantasma coitului parental. Desigur, la Denis Rifai, în emisiunea de Mă gândesc numai la Taicăsu, care este așa aia de-aia, scrisă la iubitul nostru. știi? Și vede la televizor. pe față, știi? Și mai că să știi că what the da. da, e cumva, nu știu, atunci, din perspectiva lui Robert Negoiță, de exemplu, nu știu, dacă tai că să-i dădea într-o zi bani numai ca să se meargă la cumpărături, atunci acum definitiva actul ăla de a da bani, cumva. Era din, ca, din perspectiva respectivă, stătea soția sau mama lui cu cu taică sau cumva. Da, pur tranzacțional. Tranzacțional sau nu? Adică, sunt multe jumbuși lucruri de... Da, exact. 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 super. Mi se pare că din cauza asta, eu cred că n-ar fi fost judecat dacă ar fi, fost, a, ar fi spus da. Sau put, men, putea să minte, ești politician, poți să minți. Ziceai, nu, și gata, trece la următoarea dar, întrebare. Dar, spune, nu tot ce se spune e minciună. Știi? Bine, dacă mai ai puterea simbolică a lui Denis Rifai cu întrebarea roșie, nu poți să o minți așa pe față pe Denis Rifai când spune întrebarea roșie, fratele meu. Te Că E ca la analiză, știi? Da. Ea deja știe ceva. Ea deja știe, da. Nu pot să zic doar nu, știi? Așa că mai bine zic de mama și de tati exact, exact. Bă, ce înseamnă? Bă, dai? e analiză. De ce bă, da, apă... Denis Rifai este analistă românia. României da, e analistă, da. dacă îmi permiți. Da, bă, e o, eu, e, o, persoană foarte respectabilă din punctul meu da, de vedere. Da, da, total, total. Da. Mi-ar fi da, frică, da, nu știu, să i da. la date cu ea. <laughs> Îți facă întrebarea roșie. <laughs> da, men. Ai, <laughs> de viața mea, Paul. Da, cred că putem să ne oprim aici. Leger uh. cred că ne putem opri aici Doamne, deci au avut uh, niște episoade happy pe psihializă. Da, 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 da Super, da. bă, frumos Da, dar asta, -i, asta -i de bine intrat tot Mă <laughs> da, ce... Efectiv, cum i-o murit fața, efectiv, da. era ceva de genul... O încerca să-și adune toată puterea cognitivă și discursivă <laughs> și simbolică pe care o avut-o Și este, efectiv, cel mai mare dezastru, bă Dar banul, dă bani, mama? Și exact. cred că... Și cred că fac sex, dar nu cred că e prostituată. <laughs>

Dar da nici, da nici măcar nu era în discuție dacă cine ai prostituat sau nu. Știi, ai. și tu ieși niște răspunsuri la întrebările care nu s-au pus. Mm. Cred că și asta e una, una, da, un. e un important extrem de Bă, interesant. Bă. pune o întrebare, tu răspunzi la altele. Perfect, știi? E perfect. Și tu crezi că n-ai răspuns dacă n-ai răspuns la întrebarea aia, te-ai scos, dar de fapt, tot Denis Rifa E mai câștigat. Da, da. Ai răspuns la altele, fratele meu. Ai răspuns mai la bine. vreo patru și o răspuns și la aia, prin a răspunde pe la cealaltă. Da, era atât de pitistor dacă chiar îi răspundea la întrebare, știi, nu? Așa e perfect. Mereu trebuie să fii pe lângă subiect, mereu pe lângă întrebare. Și atunci da. sunt cele mai bune răspunsuri. Da, în da. pe lângă întrebare. <laughs> no, cred că cu asta Bine vă lăsăm pentru săptămâna asta. Prin niște ritmuri o frumoase. <laughs> da. da. Vă pupăm, no, da, vă da, bun. cele Ciao, pa, pa. zi bună Romanian Yes, we când pianariză se numește psihosă. Și ce înseamnă psihosă în pianariză? Înseamnă a întoarce spatele lui Dumnezeu. Caranteza unei tăi al lui Lenin, nu mai la modă să faci apela Lenin, dar asta e. Oamenii au infanțe dintre ele lor, că nu mai trebuie să știți lucrurile care sunt importante. Sunt în bucul unui foc.